Situația marii rivale, care și-a schimbat oficial numele din Steaua în FCSB, încurcă și pe dinamoviști. Florin Bratu nu acceptă noua denumire și crede că o scindare definitivă a fanilor roșalbaștri este inevitabilă. Atunci când am jucat în Liga 1, am jucat împotriva acestei echipe, iar pentru mine această echipă e în continuare Steaua. Așa o voi numi. Da, cu toate că numele s-a schimbat, dar pentru mine ea este Steaua. Odată ce s-a dat această decizie, probabil că oamenii se vor împărți. Știu o treabă, FCSB este echipa lui Gigi Becali, iar CSA Steaua, sau cum se numește, este o echipă care practic va debuta din această vară. Bratu consideră că suporterii lui Dinamo nu vor mai avea același entuziasm la marele derby de duminică. Fostul atacant din Ștefan cel Mare a fost la casele de bilete să-i cheme pe dinamoviști la meci. Și lor le pare rău, într-un fel, pentru că nu mai au motivație foarte mare. Atunci când era numele Steaua și pentru ei era ceva în plus, acum probabil că sunt ușor și ei trist de această situație. Derby de România va fi în direct la Digi Sport 1 duminică seară de la ora 20:30.